Bună seara și bine v-am găsit la lecția cu Prof. Online. Bună seara, Alesia, bună seara și bine ne vedem. Din nou suntem împreună, din nou începem lecția și cum să o începem, decât? Cu Doamne ajută! Doamne ajută! Doamne ajută să facem din nou o lecție bună și frumoasă. Mi-ai zis tu că așa am visat sau e adevărat? Mi-ai zis cumva că vrei după ce termin lecția să te uiți la filmulețul acela cu lecția făcută în parcare acolo în București sau așa? Oh, am uitat! Ai uitat, erai obosit. Da, că vreau să aflu dacă te-ai uitat pentru că, mă rog, când o să te uiți, o să și vezi asta. Lecția am făcut-o așa cum spuneam, eram la volan pe Victorie și atunci m-a sunat 2 minute înainte, am tras undeva pe dreapta acolo, e și o bisericuță acolo, Sfântul Neculai dintr-o zi, parcă se numește. Și acolo am zis acum să vedem ce probleme îmi pune. De fapt, și tu ai văzut, ai descoperit că eu nu știu problemele care sunt, mi se propun. Și mă aflu în situația aceea în care chiar zic din adâncul sufletului meu, zic, Doamne ajută-mă să pot răspunde, că nu neapărat trebuie să înțelegi că profesorii le știu pe toate. Sunt și situații, mai ales atunci când le se pun probleme fără să știi de ce natură este problema, de unde, la ce nivel de dificultate se ridică, să fii surprinși, nu? În situația de a nu putea să răspunde. Așa e corect să se întâmple așa. Că profesorii, în general, își pregătesc lecția. Deci își pregătesc ghișițile, își pregătesc toate cele. Dar acum nu ne lungim prea mult și haide să continuăm cu problema aceasta a divizorilor. Ia din nou în număr. Sper că vrei să ți-l dau eu? Dați-l dumneavoastră, că data trecută ați văzut că... Ți-l dau eu pentru că data trecută tot ce ai făcut? Ai luat un număr cam mare și am muncit cam mult, nu, acolo? A trebuit să fac atâta împărțiri ca să vă dovedesc că nu dădea. Am înțeles, da. Dar știi, am avut foarte mult de învățat. Hotărât să ne ducem până la capăt, chit că obosisem și nu aveam chef să mai studiem în continuare, însă în același timp am spus trebuie să scoatem lucrarea la capăt, să nu o lăsăm așa la mijlocul, în mijlocul drumului. Uite, am să spun eu pe 72. Hai să vedem divizorul 72. Așa. Să l-am pregătit aici, că în caz că trebuie să șterg ceva. Deci, divizorii lui 72. Stați, că trebuia să scriu D72. Așa, așa. Te așteptam pe tine să reacționezi, sigur. Observ că eu îți las foarte mult... tu să-ți manifesti inițiativa, să faci toate legăturile. Deci, de indice 72 egal cu toți divizorii lui 72 sunt prima dată 1 și el însuși. Da. Apoi vom începe cum începem de fiecare dată și ne gândim dacă se împarte la 2 și vedem că se împarte, că are 2 la sfârșit, deci se împarte. Sigur, și deodată cred că poți să spui că 36, cred. 36, 2 și 36. Deci adaug 2, respectiv 36, da? Da. Deci... Altă pereche de divizor, 2 și 36. Apoi? Apoi la 3, dacă adunăm, da, se împarte la 3. Sigur că da, se împarte și la 3. Asta înseamnă că... 3 și... 24. 2, 3 și 24, corect. Așa. 5 nu se împarte, fiindcă n-are la sfârșit 5 sau 0. Corect, corect. Dacă s-a împărțit la 2, cred că se împarte și la 8. Da, asta vreau să spun. Dacă ai văzut că a mers 2, încearcă și 4.
adică dublul lui 2, da? Să vedem ce se întâmplă. 18. Sigur că da. Deci 4 și respectiv 18. Și acum ar fi urmat 5, dar nu merge, atunci 6. 5 nu, dar 6 se vedem. 6 odată, 12 de două ori. 6,12. Da. La 7 nu cred. La 7 nu, când nu, 7 ori cât se fac 72, nu. 7 ori 7 odată și în 2 rămâne restul 2. Nu merge, nu prin 7. De 8 ori. Ia să vezi. Stați să-ți imaginez. Păi, 8 ori cât se fac 72? A, ori 9, stați, ce să-mi 8 ori 9, sigur că da, 8 și 9. Așa. Cred că e epuizat, nu? Zici tu așa. Da. În clipa în care am împărțit la 8, ne-a dat câtul 9. Dacă îl împarți la 9, dă câtul 8. Și știi, când ajungi la un cât mai mic decât împărțitorul, te poți opri pentru că tu ai epuizat tot. Noi, așa am învățat noi parcă data trecută. Deci, ai fi încercat pe 9 și ți-ar fi dat câtul 8 când schimbi factorii între ei. Așadar, poți să închizi cu foarte multă convingere paranteza că tu ai descoperit toți divizorii lui 72. Dar nu uita, trebuie să o pun pe ramă. Pune acolo pe ramă. Cum să... uite că ai găsit destui divizori, nu? Da. Acum am să-ți propun o formă de scriere a lui 72 în felul următor. Ia scrie 72 egal cu. Egal cu 8 ori 9, că este adevărat. Ori sau virgulă? Nu, 8 ori 9. La mulțire, nu 72 face 8 ori 9. Da? Una este virgulă. Nu, dacă puneam virgulă, erau două elemente puse unul lângă altul, nu? Sau 8 și 9. Da. Dar aici am zis 72 că este ca un produs al lui 8 cu 9, nu? 8 ori 9 fac 72. Egal mai departe, continuă pe linie, egal cu 8 poate să fie scris 2 ori 4, nu? 4. Ori 9 care să fie 3 ori 3. Nu-i plus. Nu-i plus acolo, ori. Deci între ei, între 8 și 9 ce era? Așa. 3 ori 3. Pe 4 îl mai putem scrie iarăși ca 2 ori 2. Nu? 4 acela. Egal mai departe cu primul 2, îl scriem, primul 2, înmulțit cu următorul 4, pe 4 acela e 2 ori 2. Că 4 acela e 2 ori 2. Deci ori 2 ori 2, ori 3 ori 3. Și egal mai departe cu. Ei, vezi tu, dacă ar fi fost un număr care să scriem de mai multe ori, 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2, pe urmă 3 ori 3 ori 3 ori 3, s-a simțit nevoia să scriem un pic mai concentrat 2 ori 2 ori 2, adică de 3 ori 2 înmulțit. Și să scrie așa, o singură dată 2, iar sus, ca exponent așa mai sus, în dreptul lui 2, în partea dreaptă, să scrie de câte ori a apărut el. Deci, adică... De exemplu, așa. Așa. Exemplu așa. Exact. Și atunci aici pun 2 și deasupra. Deci egal acolo mai departe cu 2 la 3-a. 2 la 3-a. Corect. 3 un pic mai măricel ca să se vadă, știi că e prea mic. Așa, 2 la 3-a. Ori, mai departe, 3 la... La 1. Nu? De câte ori se repetă 3-ul? A, de două ori. Da, 3 la 2.
Adică eu ziceam unul că unul e deja aici, dar de fapt trebuie să iau cu toți. Deci vii de două ori. Dacă ar fi fost o singură dată 3, eu scriam ori 3. Dar fiindcă e 3 ori 3, scriem o singură dată baza 3, așa se cheamă baza asta, și exponentul acela de sus. Deci scrie de desubt așa, că 2 la 3 scrie 2 la 3 și la dreptul lui 2 pune o săgeată în jos, spui bază, se numește bază. Așa. Așa, acela e bază. Așa scrie în cuvinte, bază. Și celălalt este exponent. Bază. Și celălalt de sus, treiu, se numește exponent. A, pe atunci da, ce. Ai înțeles acum ce vreau. Bază. Bază și acel de sus, exponent. Exponent. E, să știi că este momentul când vorbim de prima dată, să spunem, noțiunea de putere. Deci ceea ce e scris acum 2 la 3 se numește putere. Iar cel de jos, primul care se scrie, se numește bază și cel de sus, exponent. Așadar, înconjoară cu o culoare, tot 2 la 3 înconjoară cu o culoare, adică prinde și exponentul și baza într-un arc, așa. Așa. Și spune în dreptul său putere. Da? Scrie. Iată, putere. Uitați. Puterea, noțiunea de putere. Deci când vorbim ai început și la școală, nu? Nu, domnul nu lucrează din manual și în manual așa de tare. Da, am înțeles. Adică. Numai eu acum, vezi ce am făcut? Am plecat de la ce știam noi ca divizori. Vezi? Eu fac niște lucruri. Da. Uitați ce scrie. Așa, exponent, ne, și ala de jos, putere. Perfect, perfect, perfect. Așadar, scriem și noi acum alaien, cum ai văzut în manual, în loc de 2 punem un A. Și în loc de, deci A mare și la ien acolo sus, exponentul acela, N, iată, aceea este o putere și aceea este o bază, așa cum ai văzut acolo, bază și N se numește exponent. Deci ori de câte ori vorbim despre noțiunea de putere, trebuie să avem în vedere că forma de scriere este asta, cum ai văzut-o, iar partea de jos aceea se numește baza puterii și N se numește exponentul puterii. Baza puterii și exponentul puterii. N ne spune de câte ori se repetă baza. Adică A ori, A ori, A ori, A ori, A ori, de câte ori, după cum este scris acolo, de N ori. În cazul exemplului nostru a fost 2 la a treia și atunci 2 la a treia este egal cu 2 ori 2 ori 2. Da? Scrie încă o dată de desubt 2 la a treia, ca să fie pentru toți prietenii noștri clar ce înseamnă 2 la a treia, egal cu, egal, egal, chiar egal. Egal cu 2 ori 2 ori 2. Și cât face ca valoare? A, stai că eu mă gândeam la altceva, vă spuneam o prostie. Nu. Top, top, top. Mă, făceam altceva. Deci 2 ori 2 ori 2 la mulțire egal cu 8. Deci finalul este egal cu, la mulțirea aceea, 2 la 3 egal cu 8. Deci egal mai departe, în dreptul 2 ori 2 ori 2, acolo pe linie, egal cu 8. Deci 2 la 3 înseamnă că mulțim pe 2 de câte ori de 3 ori, 2 ori 2 ori 2 de 3 ori și iată ne dă 8. Dar scriem tu acum să văd dacă te descurci ce înseamnă 2 la a șasea. 2 la 6-a înseamnă 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2 ori 2. Corect. De câte ori? De 6 ori. Și dacă ar fi să spui ca valoare cât înseamnă, ia să vezi care e rezultatul.
Păi rezultatul n-ar fi să mai stau să fac câștig și își face 2-6 sau? A, nu, nu-i 2 ori 6. Nu, păi și mai sus a fost 2 ori 3? Nu, Nu. trebuie făcut calculul. Mă așteptam că spui că pe primii 3 știi cât fac. 2 ori 2 ori 2 de 3 ori cât fac. Poți să îi pui dedesubt rezultatul, că l-ai mai sus. Adică ăștia 3 A, așa. de aici și ăștia 8. 3 dau 8. Sigur că da. Și Deci 8 acum ori 8. fac 8 ori 8. Sigur că da. Deci egal mai departe. Scriem mai departe, egal cu. Sau egal mai departe, mai poți scrie și cu 2 la a treia, ori 2 la a treia. Nu? Da, chiar. Deci mai întâi scrii 2 la a treia, 2 la a treia, ori 2 la a treia. Și scrii de sub chestia asta, 2 la a șasea este egal. 2 la a șasea este egal cu. Așa că rezultatul final, 2 la a treia ori 2 la a treia, un pic mai jos, da? 2 la a șasea egal cu 2 la a treia ori 2 la a treia. Așa, 2 la a treia ori 2 la a treia. Și egal mai departe cu 64. Foarte bine. O să mai dau eu un exemplu. Te rog, te rog, te rog. Stați să mă gândesc. 17 la 5. 17 la 5, te rog, înseamnă egal cu. Înseamnă 17 ori 17 ori 17 ori 17 ori 17 de 5 ori. Perfect, corect. Și dacă vrei să faci calculul, să vezi cât face, îți dai seama că vezi că cât e baza mai mare, pare, crește numărul, crește extraordinar de rapid. Că se mulțește de atâtea ori, 17 ori 17 ori, cât să facă 17 ori 17? Ia să mulțim. Ia vezi, ia vezi, mulțește, ca să vadă prietenii noștri că noi știm să facem, ori 17. Deci ori 17, așa. Aha. Și încep. 7749, 9, 4, țin 4 minute, 7, 1, 7, plus 4 divide 11. Da. Începem cu 0 și fiindcă mulțim 10 de acum. Așa, am ajuns la cifra 10-lor, da? 177, 177, 9, 8, 8. Și atunci. 1 ori 1, 1. 1 ori 1, 1. Cred că e greșit acolo. 1 ori 7, 7. 1 ori 1, 1. Da, Așa. tot 7. Da. Și atunci am Alea două. ăsta Așa, cele două numere mulțite. 289, Bun. ăstea două 289, aici o să fac ori și ori 17. Corect, corect, corect. Acum să facem 289 ori 289. Aule. Tu ai vrut, tu ai cerut. Nu aș fi dat așa, dar facem. Eu nu credeam că va trebui să și calculez. Eu știam că E foarte important să vedem cât de mult crește. Eu urmăresc și chestia asta ca să înțelegem bine. Dar nu mai tu, prietenii noștri care vor vedea lecția. deci 9, 9, 81, 1, 8 în minte. 8 ori 9, 72. 72 plus 8 din minte, 80. 0, 8 în minte. Deci 8 în minte, 2, 9, 18, plus 8 din minte, 26. 20, da, 26. Acum am ajuns la cifra 10-lor, deci punem un 0. Da. Și zicem din nou 8, 9, 72, 2, ținem 7 în minte. Unde, da, 8 ori 8, 64, 64 plus 7 din minte, 71, Da. 1, țin 7 minte, 8 ori 2, 16, 16
plus 7 din minte, 23. Da. Suntem la cifra sutelor, deci punem 2 zerouri. Așa. Și la sute, așa, cu 2. 2, 9, 18, 8, țin în minte. Unde, așa, 2 ori 8, 16, plus 1 din minte, 17, 7, țin în minte. Și 2 ori 8, 16, cu 1 din minte, 17. Tragem bine și adunăm. 1, 2, 15, 5, 1 în minte, 13, 3, 1 în minte, ba nu, aici nu, cred că am greșit aici. Ia mai o dată. Deci 1, da. 2, fără nimic în minte, 9, 15, 5, 1 în minte, 13, 3, 1 în minte, da. Da, e bine, 9, 1 în minte, 10, 0, așa. Corect. 230.521. Bun. Și acum, ca să fie rezultatul final, pune exact tot făcut acolo, 203.521 ori 17. Ori 17. Deci 203.521 ori 17. Șapte, 14, da, 14, 4, țin unul în minte, 35, cu unul în minte, 36, 6, țin 3 în minte, 21, cu 3 în minte, 24, 4, 2 în minte, 7, 0, 0, plus 2, 2. Când apare 0, știi bine, pui deodată 24. A, da. Acum 7 ori 2, mai? Încă? Da. Și acum 7 ori 2, 14, așa. Și acum cu 1. E, aia o fac eu. Ok. Fără, 1 ori 1, 1, ca asta o știu și foarte bine eu. Da. Adunăm. 7, 5, 8, 9, 6, 5. Aici e 0. Așa, 4. Ah. O, 3 milioane. Da, 3 milioane. Citește numărul. 3 milioane 459.857. Foarte tare, da? Scrie rezultatul ăsta ca așa, ca idei, că 17 la 5 fac 3 milioane. 17 la 5 fac 3 milioane. Se mai vede? Da, 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 se vede. Da, o scriu puțin mai mic. Da. Trei milioane, 450. 59.857. Wow! Da? Vezi? Te așteptai să fie un număr așa mare? Hai spune. Nu te așteptai, sigur că da. E, acum, și prietenii noștri au înțeles că în clipa în care luăm o bază mare, mai luat-o 17, vezi, eu am păstrat baza 2, mă gândeam să-ți dau așa un 5 la... Nu mă gândeam la 17, că știam că e problemă complicată, adică 17 ori 17 de 5 ori e o treabă care consumă timp, nu? Dar n-a fost decât instructiv, pentru că nu puteam să convingem pe prietenii noștri că numărul va fi mai mare. Dar ce părere ai? Dacă vei spune 14 la 5, scrie 14 la 5, va fi
față de 17 la 5 mai mare sau mai mic? Mai mic? Sigur că da. Sigur. Dar vă dați seama, adică există 75 la puterea 5-a? 75 există, există. Dar am să spun ceva. Uite, veni vorba de asta. Există numere oricât de mare cu putință. Cât de mare ar fi. Numai ne vine foarte greu să le citim. Nepoțelul din America, frământate la așa de chestia asta, și-a pus problema cât de mari pot să fie numerele. Și acum, sâmbătă, când am stat de vorbă cu el, mi-a zis, Bubule, o să-ți propun să citești un număr. Și mi-a scris 1 urmat de 0 ori, până când o fac vreo 2-3 rânduri de 0 ori, așa acolo. Pur și simplu obosit el. Ce clasă? Și mi-a zis, poftim? Ce clasă e? Nu, în clasa 1, cred că acum. Da. Da. El era frământat să vadă dacă eu știu să-l citesc. Și sigur că nu am putut să-l citesc. Am spus, băi, știu și eu câteva numere. Ei, zice, eu mă ocup să văd cum să citesc numerele acestea. Am să vă ocup eu și să povestesc eu ție când eu vă înțelege foarte bine. Și cum tatăl lui lucrează acolo la Microsoft, la calculatoare, eu i-am spus că trebuie să descoperim un mod de a citi numerele oricât ar fi de mari. Și există posibilitatea să fac așa. Și acum mi-a promis că într-una din discuțiile următoare el îmi va arăta șmecheria de a putea să citim un număr cât ar fi el de mare. Și aștept cu nerăbdare să descoper și eu. De aceea, de foarte multe ori, nu, eu am descoperit așa în cariera mea cum copiii își pun probleme interesante și ei devin mai valoroși și mai puternici decât profesorul. Nu odată eu am fost depășit. Ai văzut și lecția aceea în care elevul acela care mi-a propus, era numai în clasa a doua, mi-a propus o problemă în care eu am recunoscut... Mario, da. Am recunoscut că m-a păcălit și că problema aceea a fost foarte interesantă. El a insistat până când, nu cu lacrimi în ochi, m-a convins că avea dreptate. Așa. Nu s-a văzut fața lui. Da? Ai văzut lecția aceea? Te-ai uitat la ea un pic, nu? Da, am uitat. Așa. Numai că acolo noi trebuie să ajungem să înțelegem lecția aceea că el avea niște chestiuni foarte interesante. Deși numai în clasa a doua, chestia cu fracția acolo, cum a văzut-o el, era deosebit de interesant. Și acum, ne întoarcem la lecția noastră. Și acum am să ștergi. Și tot cu 72, eu am să-ți arăt un mod de a prinde toți divizorii într-o altă formă de scriere. Deci șterge și lasă ce era scris cu putere acolo și de sub 2 la 3 ce e scris, da? De acolo ștergem. Și îmi lași spațiul acela liber ca să pot să îți propun ceva foarte interesant. Știi că tu spui așa că împărțirea o faci la bară, cum spui tu, adică tragi bara aceea și găsești acolo rezultatul împărțirii, nu? De multe ori. Ei bine. Un exemplu, dar se poate și așa. Da, am înțeles. Dar folosim bara, o să încercăm să-ți povestesc. Pornim cu 72, pune 72 și tragi doar o bară pe lângă 72, fără să mai o pui și pe cealaltă. Numai atâta, o bară verticală. 77, foarte bine, verticală. Nu, lungă, cum o făceai pe cealaltă, dar fă să mai... Așa... Și acum, în dreptul lui 77, prin cât ar merge 77 la împărțire? Prin 7, nu? Da. Ia pune în dreptul său 7, adică împărțitorul pui acolo și nu mai tragi linia pentru a găsi câtul. 7 este împărțitorul, așa, fără să mai tragi, iar câtul pui dedesubtul lui 77. Cum spuneai acolo, 7 mergi în 7, luai o dată și așa. Asta am vrut să spun. Perfect, perfect. Și acum luăm pe 11 ca număr de sine stătător. Și spun 11 prin cât s-ar împărți? Că luăm de parcă ar fi de împărțit, noul de împărțit, 11.
11 prin 11, că nu, e număr prim, prin 2 nu merge, prin 3 nu merge, prin 4 nu merge, prin 5 nu, 11. Deci, în dreptul lui 11, spui că merge așa, de fiindcă nu, e număr prim, așa, pui în dreptul său acolo la rezultat 11. Aici? Acolo, acolo, 11. Și 11 în 11 merge de câte ori? O dată, da? Adică dedesubt ar fi 1 și cu asta ne-am oprit. Da? Merge o dată, ăsta ar fi câtul împărțirii. Și poți să pui pe 1 acesta care trece în dreapta, 1 și s-a terminat exercițiul. Dumneavoastră vreți să ziceți că A. începând la împărțire așa și apoi rezultatul și el la cât se împarte și celălalt rezultat la cât se împarte. A, da, așa rezultatul nu mai pune dedesubt cum trăgeai tu linia, ci îl punem sub numărul pe care l-am, le punem unele sub altele, rezultatele cele, da? Tot. Și pe urmă luăm ca și cum ar fi de sine stătător și îl împărțim. Așadar, 77 spunem că este egal, scriem acum în dreapta, 77 este egal cu 7 ori 11. 7 ori 11. Lucru pe care îl puteam pune deodată, dar fiindcă tu mi-ai luat 77, eu am să-l luăm Să luăm acum pe 72. Ia pune, să-l studiem pe 72. Ăla care l-am avut sus. 72 și începem să găsim acolo, acolo. Ai spațiu, da. Trebuie să-l pun aici. Bine. Așa. Și merge, nu, 70. Da, bine, am înțeles, am înțeles. Ștergeți în dreapta. Și acum pe 72 să-l luăm la să începem să studiem. 72. 72, deci. Da. Merge prin 2, nu? Prima dată merge de două ori. Corect. Deci un împărțit ori 2. Iar câtul împărțirii la Iisus? 36. Aici, adică 36. Iar merge prin 2. Îl studiem de sine stătător. 36. Merge prin 2. Că-i Adică număr. pe 36 la cât se împarte? Deci, cum l-am luat pe 72 și ai spus că se împarte prin 2 și ai găsit câtul împărțirii 36, acum pe 36, da, prin 2 și merge așa 18, corect. Iar 18. prin 2, iar prin 2 merge. 18 are la cifra unităților. Nu. Nu, prin 2. Prin 2 deocamdată. Ca să epuizăm pe 2. Anul nouă dă, eu Așa, câtul împărțirii 9. Ăsta merge prin 3. 9 merge prin 3. Și acolo vine 3. Și 3 îl duci în dreapta. 3 îl duci în dreapta. Atât, da? Și acum, iată că 72 este egal cu, scrie în dreapta, 72 este egal cu 72 egal cu câți de al de 2 ai? 4. 3. 4 la puterea. Nu. Sunt 3. 2, 2, 2. 2 la a treia. Deci 72 egal cu 2 la a treia, că iai cât sunt, prin câți am mers, da? 2 la a treia. Da? Ori 3 la a doua. Ori 3 la a doua. Nu-i adevărat? Da, sunt 4. De ce sunt 4? Eu nu știu de ce sunt 4. Câți de al de 4 de al de 2? 1, 2, 3, 4. L-ai pus tu pe al patrulea. Că din clipa în care ai obținut pe 9, la 9 trebuia să pui 3, dar ai pus din greșeală. E 3 Un 9. aici. Dar celălaltul, când ai pe 9, acolo e 3. Că prin 3 se împarte. 9 se împarte la 3. Și 9 în 3 merge de 3 ori și ai pus dedesubt sub 9. E așa e bine, da? Ai înțeles, da? Deci 72 este egal cu 2 la a 3, că sunt 3 de 2 ori 3 la a 2. Ei, acesta este forma de descompunere a unui număr într-un produs de factori. Că sunt ăștia 2 la a 3 și 3 la a 2, un produs de factori,
2 și 3, la diverse puteri. Și noi, în timp ce facem această descompunere, vedem exact de câte ori merge 2, le citim, pur și simplu, de câte ori. La, dacă îl găseam de 2 ori, spuneam 2 la 2. Dacă îl găseam pe 3 de 4 ori, 3 la 4. Și așa se scrie se descompune un număr ca un produs de factori la diverse, ca un produs de puteri. Da? Un produs de puteri. Hai să mai luăm un altul, să zic așa. 92. În dreapta, te rog, 92 și începem să-l descompunem. Ba, acum Așa. merge de două ori. Corect. 2, 9. 3, 46. Așa. Foarte bine. 46 Acum, este scris. 46, tu continui tot cu 2, nu? Corect. Dar dacă aici la împărțire îmi dă un număr care nu se va mai putea, adică dacă îmi dădea ceva ce nu se putea împărți la 2, puteam să pun la ce se Nu, împarte. nu, nu, da, tu nu trebuie să mai faci legătura cu nimic cu ăla de sus, cu 2. Noul tău număr, cum a fost 92 la început și ai zis prin 2, 46 e din nou la început și pe el îl tratezi ca pe număr de parcă ai începe cu el. 46 tu ești acum, da? Hai, mergi prin 2, 23. Și acum 23 merge. De 3 ori nu merge. De 2 ori nu merge. Da. Dacă nu merge de două ori, nu merge prin patru, nici, prin mic par. Deci niciodată un număr par. Și din toată tabla mulțirii pe care o știm, există ceva care mulțit să dea 23? Nu. 21 știi. 21. 21, 24 la 23. 24, 23 nu. Ei, 23 număr prim. Și îl treci în dreapta și gata, s-a oprit algoritmul. A, deci când nu mai merge, îl trec în dreapta. Așa, așa, 23. Și atunci spui că numărul 92 este egal cu 2 la a doua, nu? Că se repete de două ori, ori, dedesubt, 23. Și gata, a fost problema rezolvată. Așa am descompus numărul. Poți să mai dau un exemplu? Sigur că da, e un altul. Mai multe le luăm până când înțelegem foarte bine, să meargă cu Da, și precizie. mai jos. Așa. Foarte bine. Deci, vedeți și aici. Da. Așa. Păi, am să iau 46. Sau nu? Păi da, 46 eu. 46, te rog. 46. De două ori. Da. Și dă 23. Da. Acum o să termin. Ăsta e număr prim, că l-am văzut data trecută, 23 și gata. Deci Atunci 46 e 2 ori 23. 56 atunci. 56. La 2. Da. 56. La 2 dă 28. Da. 28 merge împărțit la 2. Corect. 14. Da. 14 merge împărțit la 2. Corect. 7. Nu. A pune 2-ul, 2-ul acolo. A, da. Împărțitoare. Aici 7 aici, Da. da. Acum 7 din. E număr prim? 7. 7, 7 și. Acum spune 56 egal cu? 56 este egal cu 2 la a treia ori 7. Corect. 105 îți dau eu. 2 ori 23. Da. 105, 105. 105. 105. Așa. Păi la 2 nu merge. La 3 nu merge. Deci, caut.
6, că adunate dau 6. Corect, și merge prin 3. 35. 35, așa este. Da, mergea și la 5, să știi. Da, merge ăsta. Acum merge ăsta. 35-ul. De acum îl privești pe el. Are 5 la sfârșit. Deci dacă mergea și la 5 sus, merge acum. Nu le pierdu pe 5, ăla-i. 5. 7 și s-a terminat. Corect. Și atunci spui că 105 este egal cu... Este egal cu 3 la 5 ori 7. Nu e adevărat că nu-i 3, nu-i de mai multe ori o singură dată. 3 la 1, singură 3. 3 ori 5, tot la 1, că o singură dată. Și ori 7. Deci 3 ori 5 ori 7. Fără să mai pui pe 1. Deci când punem... Când punem de două ori, de trei ori, dar e o singură dată și 7 e o singură dată. N-are rost să mai pui ori la exponentul 1. Se subînțelege că e exponentul 1 când îl scrii pe el o singură dată, da? Da. Deci e deprisos să mai să scrii 3 la 1 sau 5 la 1. 1 acela de sus nu are rost. Da? Asta am vrut. Îl ștergem și rămâne 3 ori 5 ori 7. Gata. Așa l-am scris pe 105 ca un produs de 3 factori și este adevărat, dacă mulțești pe 3 cu 5 și cu 7, că 3 ori 5 fac, cât am spus, 35, nu? 3 ori 5, 15, pardon, 15 ori 7, 105 și ieșițul este făcut. Poate și să mai fac exemple? Da, facem mai multe până când înțelegem perfect, să meargă cu viteză. Ai înțeles, de fapt, câtul se pune de desubtul numărului. Și pe urmă numărul se privește de sine stătător și începem iarăși să-i găsim divizorii. Este esențial, vei spune acuși, o să răspundem la întrebarea, dar de ce să mă ocup de chestia asta? Nu este de folos? Da, o să fie foarte tare. Ce urmează să facem va fi extrem de interesant. Extrem de interesant. Așa, deci acum să ne ducem la, șterge așa cum e zona de desubt acolo. Și mai dau un exemplu. Da. Adică luăm alt exemplu, luăm chiar mai multe. Până când știm cum foarte multă... Asta să vedem, 432. 432. Merge la... Da. Și zicem 2 în 4 de 2 ori. Hai că ne facem de acolo. 2 în 4 de 2 ori. 4 de 2 ori. O dată și de 6. Corect. Ok. Asta merge și el tot de 2 ori. Corect. O dată... De 0 ori. Și de 8 ori. Corect. Iar... Și tot de 2 ori merge. Corect. 5. Așa. 2 în 10 de 5 ori. 54. Da. Și iar merge de. Și 54 și el merge tot de 2 ori. Corect. 2 și 7. Da. Și 27 cred că e prin. Ia să vezi. 3 ori, de 3 ori, de 3 ori, de 3. Așa, prin 3. 3. 3 în 27 de 9 ori, de sub 27 punem pe 9. Da. 9. Iarăși prin 3. A, merge și merge. Și iarăși 3 în 9 de 3 ori. Așa. Și pe 3 acesta care rămâne, acum îl punem în dreapta și asta este. Acolo. Și gata. 3 în 3 merge oricată. De sub 3, ultimul 3 acolo ai putea să pui 1 în stânga. Dar nu mai are rost să mai pui 1, ci totul este rezolvat. Și acum spunem, 400 cât am zis eu, 32 este egal cu, ia să vedem cum scriem. Păi o să scriem așa, 432 da. Este egal cu, și vedem că avem 4 de 2. Deci 2 la a 4-a, nu 4 la a 2-a, 2 la a 4-a, da? Deci egal cu 2 la, de câte ori s-a repetat, de câte ori l-ai găsit?
2 la puterea a 4, ori 3 la? A 3. 3 la 3, corect. Gata. Deci, acesta e scris ca un produs de două putere. 2 la 4, ori 3 la 2. 482. 482, poftim. Da, se confundă asta și o să o fac. Așa. Păi, merge de două ori. Corect. Deci, de două ori, doi, de patru ori, o dată. Corect. Asta merge. Prin doi nu mai merge, gata. S-a terminat. Prin 2 nu mai merge, atunci prin 3 nu cred, prin 5... Nu, da, dovedești și prietenul nostru, nu cred. Păi, pentru... păi 2 plus 4, 6 plus 1, 7, împărțit la 3 nu se poate. Așa, corect. Prin 5 nu se poate, cred că acum. Prin 4 nu l-ai mai luat în discuții că nu, mers, nu mai merge. Dacă nu mai mers cu 2, nu mai merge nici cu 4. Sigur că da. Sau 6, sau 8, sau... Da, nici o clipă nu mă par. Atunci? Nu știu, n-ai niciun motiv. Trebuie să studiem, abia acum intră în discuție asta. Nu ne trebuie ocupăm... numărul ăsta. Ne ocupăm de el, gata, începem lupta cu el. Nu, trebuie să studiem. Știi bine că... n-avem cum să părăsim exercițiul până când nu constatăm că ne ocupăm de împărțirile la toate numerele prime. Adică începem cu 7, 11. Ia scrie tu numerele prime de sus. Acolo în dreptul unii exponenți, nu știu ce, scrie acolo să ne amintim numerele prime. Adică ar numai au divizori. Era vorba de numere prime. Prime, parcă așa am zis noi, nu? Care nu au divizori. Spune-o. Ia să văd. Păi, am 2. 2, da. Am 2. Am 3. Corect. 2, 3. Am 5. Da. Am 7. Bine. Mai scriu și aici pe rama. Nu, dedesubt, pe linia dedesubt. Păi ca să mi-i... Bine. Așa, dedesubt. 11. Da. 13. 13, foarte bine. 14, are 15, 16, 17. 17, corect. 17, 18, 19. 19, corect. 20, 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, badare. 28, 29, corect. Cam aproape. Așa, 29, 30, 31. 31, corect. 32, 33, 34, 35, 36, 37. Da. De ce scrie? Scrie dedesubt. Așa, acolo. 37, 37. 38, 39, 40, 41. 42, 43, 43. Bun, 43, da. 54, 45, 46, da, 47, cred că. 47, corect. 48, 49, 50, 51, 52, 53. 53, da. 54, 55, 56, 57, 58, 59. 59. 60, 61, 62, 61. 61, corect. Nu merge prin 3, nu, nimic la mulțire, da. Nu dă 2. Mă uit care se poate, dacă se poate la 2, la 3, la 5. Așa, 2 la 3, la 5 și îndată îți dai seama că... Da, exact, și apoi îl pun repede.
64 la 60, la cele cu la sfârșit cu număr par nici mă mai gândesc. 64, 65, 66, 67. 67, corect. 68, 69, 60, am, da, 70, 71, Da. 72, 73, Da. 74, 75, 76, 77. 9, 7, 7 se împarte prin 7. E 7 ori 11. Nu? Am Da. făcut noi. Deci are divizor pe 7 și pe 11. 7, 7 continuă, 78, nu, 79. 9, 79 ia să vedem. Din tabla mulțirii am eu ceva cu 79? Nu. 39. 79, mergi la 39, nu. Am luat altceva. Deci 79 este număr prim, nu are divizori. Da? Ei, scrie și pe 79, l-ai luat. Pe urmă, care ar veni? 80. Hai, vorbește tu. Deci 79, 80, 81, 82, 83. 81, dar de ce nu te oprești la 81? 3 ori 27. 3 ori 27, așa este, da. Da. Deci a arit pe 3, că 8 și cu 1 fac 9, corect. Sau chiar prin 9. Mergem mai departe. Da? După 81 ce ar urma? A spus să scriu până la 100 și... Până la 100, da, până la 100. deci 83. 83. Deci 84. 80, 83, bun, e bine, e bine. 83 nu cred că merge. Da, e bine, e bine. Nu se împart la nimic. 84, 85, zi tu, 86, 87. 88, 89. Da, 87, nu? Ia să 83. vedem, 87 ar fi. Nu. De ce? 3 ori 29. Da, 87, 8 cu 7 fac 15 și 15 se împarte la 3. Deci nu, are pe 3, fără discuții. Așa cum ai spus tu, că da, 89, după care cine ar urma? 89, 90, 91, 91. 92, 93, 90. 91 are pe 91 are nu cumva pe 7 l-are. Ia vezi tu. 91 dacă se împarte la 7. 7 9 dată. Al are pe 7. Deci nu-i bine 91. Ok. 90. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Deci, hai să luăm acum pe 241 la cercetat, că nouă ne-a rămas ăsta să vedem. Și începem cu 7, cu 11, cu 13, cu toate numerele prime. Dacă nu cumva, deci facem împărțirile efective, ca nu știu să fac cu două cifre împărțirea, nu știu. Așadar, 241 și împărțim la 7 mai întâi. Dacă este tocmai la 482, nu trebuia să scrie mai mulți, adică peste 100 până la 100. A, dar nu. Aceste numere prime ne servesc nouă pentru a cerceta pe 281. Deci pentru a cerceta pe 241 ăsta, că nu ținem minte, le ținem pe astea până la 100 de regulă. Astea trebuie să le ținem minte. Iar numere mai mari de 241 trebuie să le luăm la mână și să cercetăm prin împărțirea la cine? La 7, la 11, la 13. Pentru 2 avem criteriu. Pentru 3 avem criteriu. Pentru 5 avem criteriu. Pentru 9 avem criteriu de împărțire. Dar pentru împărțirea la 7 nu. Și 241 s-ar putea să împarte la 7. Nu știm sigur dacă da sau ba. Deci de aceea împărțim 241 la 7. Să vedem dacă nu cumva se împarte.
Te rog. La 7. Da, primul din seria aceea de acolo. Dintre numerele primii, 2, 3, 5, la 2, 3 și 5 avem, dar la 7 nu am criteriu. Și atunci îmi pun întrebarea, oare cumva, nu cumva 241 se împarte la 7? Ia să cercetăm. Facem efectiv împărțirea. Eu vă spun că data trecută, că nu. Da, începe munca aceea. Tu crezi că nu? Eu zic că s-ar putea. Eu sunt Toma necredinciosul, cum îți spuneam. Am spus în același. Da, ți amintești cu Toma. Deci 241. Da, 241 împărțit la, așa, la 7. Vedem că împărțitul la cifră, pe o cifră luăm și noi, dar vedem că e mai mică, deci trebuie să mai luăm una, 24. Da. Și din tabla mulțirii pe care o știu eu, nimic ori 7 nu-mi dă 24, dar îmi dă 21, care e mai mic. Corect, puiș. Și atunci de 3 ori. Da. Dă 21 și atunci scad. Și aici îmi dă 3 și aici îmi dă nimic. Atunci, acum, vedem că 3 e mai mic decât 7, deci e foarte bine. Îl coborâm pe 1, 31. Și mă gândesc eu așa în tabla mulțirii ce dă aproape de 31, că știu că nu dă fix nimic. Și ori 5 dă 35 prea mult, deci ori 4. Corect. 28 și din nou, vedeți că am avut dreptate. Nu, noi suntem spate în 10 minus 8, 3, 2. Deci ai rest. Ori ca să fi fost divizor, trebuia să se împarte exact, fără rest. În concluzie, ai avut dreptate, eu am rămas tot mai necredincios, asta e. Deci cu 7 nu. Care e următorul număr prim la care începem să-l cercetăm? Dar Pe de ce împărțim pe 241 și nu pe El este la rând acolo. Da, eu mă gândeam la 482 că împărțim. Nu, i-am găsit un divizor pe 2. Și acum ne-a rămas mai mic. Este important să rămână mai mic. De aceea, în ordine acolo. Și niciun criteriu nu i se mai poate, nu i se mai poate, nu i se mai poate aplica, adică nici la 2 nu merge. N-am criteriu, n-am nici la 3, n-am nici la 5, n-am nici la 8. El, de acum eu l-a cercetat folosind numerele prime. Suntem la 7. Următorul număr prim la 7, următorul număr prim este 11, da? Și începem să-l tatonăm. Ia să vedem tot la 241, din nou îl cercetăm. 241, să-l împărțim la 11. Două cifre aici, două cifre luăm și noi. da. Cel mai ar fi de două ori, ca să-mi dea 22, că altfel nu. Perfect, perfect, da. Astea 4 minute. Da. Ca să vedeți că ăsta l-am luat, că după aia mă încorc și 2 nimic. Da. Cobor pe 1. Da. Tot 2. Și dar ce? Dar nu se poate. Ce am făcut? Deci nu se poate, că e 21, parcă acolo, nu? Cât ți-a dat? 21 Da, atunci merge o singură dată. aici. Ah, deci o singură dată. 11 și rămâne restul, cât vine? 10? 1, 10, da. 10, da? Restul Vedeți? este. Da. Concluzia este că nici. Știi cum scrim matematic? Scrim așa, 241 nu se divide. Hai să zicem, 241 nu se divide la 11. Da? Să-l încercăm la următorul număr prim. După 11, care ar fi? De aia acolo scrise. 13. Așa. Eu vă spun de pe acum că niciunul nu dă. Tu vrei să spui că ăsta e număr prim, nu? Așa bănești tu. Dar eu n-am niciun argument. N-am niciun argument decât dacă fac această tatonare. Deci, Vedem la sfârșit cine a avut dreptate. exact. Și ce vreau să spun, Alesia? Știi până unde încercăm? Până în momentul în care câtul Până când împărțirii. împărțitorul va fi mai mic. Perfect, așa este. Continuă, te rog.
Deci 13. 3, 2 cifre aici, 2 cifre, nu? De două ori ar fi mai multe, deci odată. Da. Asta, 10, nu? 11, vedem că e mai mic decât 13, e bine, îl coborâm și pe 1. Și atunci, aici, pun 13 ori. De regulă, aici mare, 9 sau 8, câți au rămas acolo la scădere. 11. Nu, Ai 100, ai 111, nu? da, ori 8, că ori 9 ar da prea mult. Ia vezi, ori 8. Ori 8. Așa. Păi și atunci, da, să fac înmulțire. 8 ori Așa, 3. deci 8, 3, 24, 4, 2, 8, 1, 8, 2, 10, vedeți? E bine. Deci m-am promutat. 7. M-am promutat și aici. Și dacă m-am promutat, mi-a rămas. 0, 0, 0, 0, nu? Da, deci 7. Concluzia este că 240 și cât este acolo? 241 nu se divide. La 13, la Nu se divide la 13, la 17. nici la asta nu vreau să o vedeți. Așa. Două cifre, două cifre, nu? Păi cred că dacă am luat de două ori, ar fi 34 Depășește. odată. Odată, sigur că da. De fapt, 4 minus 7 minus 4, mă pun 10 minus 7, 3, așa, 7, mi-am rămas 1 minus 1, 7, cobor pe 1 și dacă data trecută, dacă aș lua, cred că, cât am acolo, 71, cred că de 4 ori. Încearcă. Încerc. Așa. Și să fac, să mă apuc de așa. Deci cu 4. 4, 7, 12, 8, 1, 2, 4, 1, 4, plus 2, 6, e mai mic, vedeți? Dacă cu 5, ar fi 33, 5. Cu 5 cred că îl depășește. Da, cred că depășește. E bine cu 4, cum ai te dus. 3, vedeți? Deci nu se divide. Dar ce cât ai obținut, totdeauna tu ești cu ochiul la rezultat, la câtul împărțirii. 14. E mai mic decât 17. Și când ajungi la o astfel de împărțire, oprește algoritmul că nu mai are rost să mai încerci mai departe, că nu merge niciunul. Deci ați văzut că nu o să merg Deci nici. 241 este număr prim. Cercetarea s-a încheiat. Da? Deci, în momentul în care tu ai propus numărul 400, cât ai zis, 482, nu? Putem spune că 482 este egal acum, dedesubt acolo, dedesubtul încercărilor. Așa, 482 egal cu, scriem acolo, da? 482 este egal cu 2 ori 2 ori 241. Că 241 nu mai are nicio altă descompunere. Dar l-am cercetat. Nici la 7, nici cu 11, nici. El așa îngheață că e număr prim. 241, dacă vreodată mai avem cumva într-un exercițiu și întâlnim pe 241, dacă tu poți să-ți încarci memoria și cu acest număr, atunci alături de numerele de mai sus,
undeva până într-o 100, am zis să le ținem minte, și 241 este numărul prim. Este rodul muncii noastre de acum de o jumătate de oră cât am cercetat. Deci, atenție, dacă l-ai fi luat pe 241 și ai fi început să-l cercetezi, același timp îl pierdeai. Adică încercai cu 2, cu 3, cu 5, cu 7, cu 9 și după aceea cu 7, cu 11, cu 13. Și toată munca ta, în toată perioada asta de cercetare, ajungeai la o împărțire, cum ai și ajuns acolo, când se împarți la 17, rezultatul, câtul împărțirii, iată, e 14, mai mic decât împărțitorul și oprește algoritmul că nu are rost să mai încerci, că ar fi din ce în ce mai mici și pe cele mai mici numeri le-ai încercat, să zicem, și n-au mers. Așadar, Alesia, ia tu acum un alt număr, că am văzut că ai o mână bună. Nu, n-am loc. Nu ai o mână bună? Nu mai vrei să încerci, nu? Ba da, totuși iau eu unul. Da. Șterge acum, șterge ce ai scris acolo. Și dacă poți să scrii și cu altă culoare, pentru că parcă cu verdele astea pe alb nu se vede chiar așa bine. A, normal, trebuie să spuneți. Da, hai să iei cu altă culoare. Și să las așa foarte bine lăsa numerele prime, că avem nevoie în cercetare, corect ai gândit. Și acum iau un alt număr, care vrei tu. Ok, o să mă consult cu mâna mea bună și am să aleg. Tot așa de trei cifre sau vreți să mă duc mai sus? Că eu pot să mă duc cât de vreți. Tu poți să duci dacă în noaptea asta nu vrei să dormim, poți să duci cât de mare. Iau numărul. Față-l scris să nu-l vede. Se vede oare? E problema ta, tu știi, că tu muncești acolo. Așa. 6, 4, 6, 4, 6. 6 este 46. Da, 64.646. Te rog, dăm drumul la treabă. Acum se vede mai bine? Da. Era să dau și o bară așa? Merge de două ori. Da. Toate merg de două ori. Și am să fac... Hai, 2 în 6 de 3 ori, 2 în 4 de 2 ori. Punem de sub rezultatul, repede. Deci 2 în 6 de 3 ori. Sub 6 pui 3, ca să meargă repede. Deci 3, merge 2 ori, merge iarăși. De 2 ori, merge iar de 2 ori, merge iar de 3 ori. Corect. Ăsta, la rândul lui... La 2 nu cred că merge. Nu, dar spune de ce nu merge, ca să fii prietenii noștri. Păi de ce nu merge? Păi 3 plus 2, 5, plus 3, 8, plus 2, 10, plus 3, 13. Deci la 3 nu merge, la 2 nici nu încape discuție, că e ultima cifră. 3, la 3 nu a mers, la 5 nu merge, la cât nu merge... La 9 nu merge, suma cifrelor nu se împarte la 9. Ai de 9 mână bună, dă drumul la treabă. Deci lei, începând de acum, noul număr al tău este ăsta. 32.323. Și începi la 7, la 11, la 13 și dai drumul și dai și dai și dai și până când ajungi la un împărțitor care să fie mai mare decât câtul sau câtul mai mic decât împărțitorul. Asta e treaba ta. Deci, ți-am spus, dacă le-ai mare, s-ar putea să lovim de acest lucru. Dar hai să vedem, poate avem baftă să împarte la ceva. Deci 32.000, ăsta e numărul care e frământă. 32.323 împărțit la 7. La 7, sigur că da. Uf. O cifră aici, o cifră luăm și noi, dar nu se poate, mai luăm o cifră. Corect. De două ori ar fi... De fapt, nu, de două ori n-ar fi mult.
ar fi 14, de 3 ori ar fi 21, de 4 ori ar fi 28 și de 5 trece, deci de 4 ori. 4 ori, perfect. Așa. Așa. 2 minus 8, să zicem pe asta, 2 minus 8 nu se poate, m-am primit aici 10 minus 8, 2 plus 2, 4. Mi-a rămas 2 minus 2, nimic. 4. Văd că e mai mic decât 7, e foarte bine. Îl cobor pe 3, și mai vede? Da. Da, se vede foarte bine. Păi. Cred că, de 6 ori, că dă 42. 1, nimic. Îl cobor pe 2, 12. Păi de 2 ori ar fi 14 odată. Nu? Că de 2 ori ar fi... Bine. Așa. Aici îmi dă 5. L-am coborât cu ăsta, acum pe 3. Așa, pe 3, 53. Păi de 8 ori ar fi 56, de 7 ori 49. Și 4. Vedeți? Nu dă. Da. Acum la 13, la 11. Șterg? Da. Așa, foarte frumos. Și ștergi și numărul și lucrezi așa și lași numărul. Perfect. Și începem la 11. Mai șterge 7.000 de ori. 11. Două cifre aici, două cifre luăm. De 3 ori. Da. 33 o e mai mare. De două ori. Atunci am 22. Mă curg asta. Așa. 0. 10. Așa. Îl cobor pe 3. Da. 103. Uf. De 9 ori maximul ce pot să fac. Da. Dar nu pot să pun acolo 10. Și facem scăderea și cred că îmi dă 4. Da. Îl cobor pe 2. 42. Maxim e 4. Da, depășește. A, da, chiar că depășește 3. Deci 3 minus 33, 9. Îl cobor pe 3. 93. Maxim 8. Așa. Da, 8. 8. Așa. Și am... Vedeți? Și gata. Deci, din păcate, de rest, după 11, 13. Că nu mai dă la niciunul și am muncit degeaba. Nu, putem stabili că e număr prim. Asta nu e degeaba munca. Munca e număr prim. E să vedem. Nu, eu nu cred. Nu cred că asta chiar cred. Așa să fie din nou număr prim. Numai tu să ai baftă, să... numai tu să fii pe a ta de fiecare dată. Nu. Mâna de asta e magică. Deci am și eu noroc în seara asta. Să am și eu șansa asta. Atunci divizor.
După ce o să vedeți că e număr prim, alegeți dumneavoastră numărul. Gata, gata, aleg eu. Ok, două cifre aici, două cifre aici. Maxim 2. Ce 2? De unde? Ce 2? Eu cream că e încă 11 ca să pot... Am înțeles, da. Da, că dacă ar fi 2, dar da, 34, deci maxim 1. 1. 1. 7. Nu mai scrii marca. Așa. 5. Ce 15? Da, 15. 15, da. Nu eram ea sigură că 15. Îl cobor pe 3. Da. 153. Așa. Păi, dacă am luat de 5 ori, nu cred, prea mic. Dar dacă aș lua de 9 ori, de 9 ori e fix. Ha, foarte tare. Să nu se adevăra, să nu se neplească ce ați spus de nevați. Nu știu. Dacă s-ar întâmpla asta, ne-ar ușura munca. Cam avea un număr mai mic de studiat. Da, să vedem. Îl cobor pe 2. Da. Păi și trebuie să-l cobor și pe 3. Nu, 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 stop. Nu merge până 0. Așa. Foarte tare. Deci nici acum nu e clar cu 0. Atunci când l-ai coborât și nu merge, gata, pui de 0 ori, da? Și acum îl cobor pe 3 lângă 2. Pe 3 eu acela îl pui lângă 2, ca să construiești nou un număr. Deci l-ai coborât pe 2 și n-a fost suficient. Ai pus 0, că 17 în 2 merge 0. Și acum, nu pe 3 ori la unde îl pui? Pe 3 ori lângă 2. Tu îl cobori pe așa, acolo. Și ai format nou un număr 23. Și acum 17 în 23... Odată, sigur că da. Păi și vedeți că nu. Păi eu spun că cum facem corect matematic împărțirea asta, da? Sigur că nu va fi rezultatul. Ei, restul e 6. Iar câtul este 1901. N-a mers ca am rezultat. Bă, da, trebuie să ne oprim că aici o să fie mai mic decât 17. Da! Atunci ne oprim. Cât mai avem? Păi, asta e, tu ai vrut. Da, așa e, acolo ne oprim. Când împărțitorul e mai mic decât câtul este mai mic decât împărțitorul. Dar nu așa poți să-ți dai seama când ne oprim. Deci muncind, acum se întipărește în minte, ba mai mult. Uite, Alesia, avem și bafta asta pentru că în timpul... calculului și când facem această cercetare, găsim fel de fel de situații la împărțire și ni se pune la punct chestia asta, că am coborât și dacă nu merge, apunem 0 acolo la cât și pe urmă coborâm o cifră lângă el. Asta e foarte important. Acest antrenament este esențial pentru că altă dată nu mai greșim. Deci, de acum nu ai cer să aleg eu numărul deloc. Deci te-ai convins că... Da, s-a întâmplat să nu avem. Dar încă avem terenul deschis, adică se poate să găsim un număr prim. Până la 100 sunt multe numere de cercetat. Să știi că ne ducem cu toate până la 100. Da, eu așa simt, da. Până la 100 ne-o duce și abia atunci dacă se oprește ghișțiul. Dacă se oprește pe drum undeva, ce fericit o să fim. Da, deci, eu nu am ce discuta cu mâna mea. Șterge și să punem pe 19. Următorul, nu? Număr prim. Aș vrea cel mai repede că o să am 100 de numere de împărțit și toate nu dau. Da, deci să începem cu 17, acum cu 19. Da, 17, 19. 19. Ok, doci frate.
de 2 ore ar fi prea mult. O dată 19, nu, de 19 minute, 2, 3, 2, 1, că vor pe 3. De 8 ori, nu, prea mult, de 5, de 7 ori, de 7 ori fix. Nu cred. 7963, 7700, da, foarte tare. Da, da. Din nou a mers fix, da. Nu că bărbă doar. Da. 1-0. Da. O dată. Da. A, da, trebuie să spun acum 10 minus 4, nimic, 4. Da, nu am mers 19, mergem pe la 20 și cât? 23. Îi scrie acolo. Da, următorul parcă e 23. Da, 4 ori de 92. Da. Vai. 1. Îl cobor pe 2. Așa. Maximul 23 ori 2 e prea mult odată atât. Stop. Nu merge, nu merge, 0. Așa. Îl cobor pe 3. Bravo, bravo. Uite, vezi? Cu precizia a crescut și nu mai este teamă. Deloc. Corect. 123, vai. Păi, 23 ori cât, vai. Ori de 8 ori, cred că e prea mult. De 7 ori, de 5 ori. De 6 ori, nu. De 5 ori. De 5 ori, cred că da. Că 5 ori 2, 10 și mai vine de la 3, 15 și cred că da. 115. Da. Și 8. Deci 8. Merge la 29. 20, 29, da. Două cifre aici. O dată, da. Da, nu ne spate mai mult. 10 minus 9 plus 2. 3, mi-a rămas 2, minus 2, nimic. Cobor pe 3. O dată. Da. Trebuie să nu-ți facem 12. 4. 2, nimic, îl cobor pe 2. Tot odată. Odată, da. Tot odată.
99, 99, nu se poate încă 10. 3. 1, îl cobor pe 3. Totodată. Nu, mai odată. Aici merge de 4 ori. 4 ori, da, ea încearcă. Nu. Ba da, de 4 ori încearcă. Așa. Patru, 36, 6, 3 minute. No. Da. Bă, 116. 4, 7, rămas de mers. 17. Bun, deci e mai mic decât restul. Dacă încercai de 5 ori, depășea. Așa, dar nu, 29 n-a fost bun. Urmează că ne-am obținut rest, trebuie să mergem după 29, ar fi... Poftiți? Cât este acolo? 31, parcă. Unde? După 29, 31. Aici sunt următoarele care le voi scrie. Ca se vadă mai mare. Bun. Și apoi din ce în ce mai. Bun. Deci acum am 31, apoi 37, 40 și tot așa. Perfect. Da? Nu mai scrie. Cred că ai șters acolo și ți-a alunecă. Păi da, șervețelul nu avea nimic, nicio soluție, deci. Am înțeles, dar... Probabil că despre epuizare. Curajul se vede? Da, te rog. Că nu se vede, spuneți și... Da. O dau mai aproape. Adică. Așa, e bine. O dată. Da. O, nici... Data viitoare îmi iau altele ca să scriu. 1, cobor pe 3. Așa, nu merge, pun 0. Bine. Cobor pe 2. Bine. De 4 ori. Mic. Îl cobor pe 3. Da. De 2 ori. Corect, da. Bun, e mai mic. Asta este, n-am mers nici 31, urmează 37. Aici. Da. Ce-am dat numărul ăsta? Da, studiem, mai studiem. Am văzut, trebuia eu să-l dau pe ăsta. 37. Da, 37. Două cifre. Nu, dăm da. Trei cifre. Nu mai scrie nimic. Două, luăm trei cifre. Așa. Și cel mai mare, adică oricât să... Păi, ori nouă, dar nu, dar prea mult. Da, să vedem. Nu, prea mult, da? 8. 8, hai să vedem. E, 8, 7, 5, 6, 6. 5 în minte. 824 cu 5, 29. 296, mai mic. E aproape, e bine. Da, dădea mai mult dacă... Da. 26, 24, 10, 26, 4, 7,
Nu se poate, mă împrumut. Deci mergi la 1-3, îl cobor nimic. Așa, îl cobor pe 2. Acum merge de 9 ori. Că dă 333. Calculați-vă înainte și am văzut încă dă mai mare. Dă minus 3, nu se poate mă împrumut 10 minus 3, 7, 9. M-am împrumutat mai mult așa, 6 minus 3, 3. Nimic, 39, cobor pe 3. Tot de 9 ori. N-am ce face. Da. Nu pot mai mare. 0, adică nu că 0. Că 0. Adică da, 0. 0. Adică 5, 2, 2, de ce am spus 5, 6, cu 5, un nimic, 60. Uite, cred că s-a strecurat o greșeală undeva. 60 nu poate să fie. N-ai controlat restul dacă e corect. Știi, mai sus 39 ți-o dat restul. Înainte de a coborâ pe 3, ți-o dat 39 și 39 este mai mare decât 37. Dar tu ai luat maxim cu putință, că ai luat cifra 9. Mai mult de 9 nu poți să iei. Dar oare Înseamnă că la scădere e greșit. Ia fă din nou. 3 din 2. adică aici? Acolo. 3 din 2 nu se poate, 3 din... 2 minus 3 nu se poate împrumut, 10 minus 3, 7, plus 2, 9, am pus aici, da? Bun. Bine, asta înainte să cobor 3. Deci Aici, înainte de... Da, acolo aici ești. mă împrumutase, nici mi-a rămas 6 minus 3, 3 și 3 minus 3 nimic. Dar deși 36, 39, 39 față de 37 e mai mare. Ceva. A, sus a fost greșeala. 37 ți-au rămas, nu? La scăderea aceea. 6 din 13. Ne duce la scăderea de mai sus. Deci după ce e sus de 8 Deci aici ori. mi-a rămas 37 și mergea odată. A, păi nu 37, mergea odată. Înseamnă că la 8, nu în loc de, în loc de 8 trebuia să fie din 9 ori. Asta e. Vezi? Noi n-am fost atenți și bine că n-am fost atenți ca să învățăm minte de altă dată. Deci când ai făcut scăderea, imediat te uiți care este restul de la scădere. Restul la scădere este 37, da? Și 37 fiind acolo, asta e, asta e. Nu, 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 nu. Mulțirea o faci din înapoi și ștergi 296. Deci ai luat cele trei cifre, 323, merge din nou ori și acolo mulțești. Șterge acolo și șterge și rândul 296, șterge și pe 296. Așa. Acum de acolo o să strecă la greșeală. Lasă numărul, numărul lasă-l. Da, se scrie bine. Și acum merge din 9 ori și începe 7 ori 9. Oh, din nou. Din 9 ori, știi că spuneai tu că ar fost prea mare, dar uite, a fost exact. 9 ori 7 ori 9, 63, 3 și... Ai trei cifre luate acolo, da? Nu, 63. 3 și Eu am 6. pe 3, pe 6, dar 3. 33 și 9 ori 3, 27, 27, 27 plus 6 din minte, 33. Prea mare. Păi prea mare, atunci ce s-a întâmplat? Că ai făcut scăderea greșită. Du-te de tot de 8 ori, ai avut dreptate. De 8 ori, dar ai greșit la scădere. Deci de 8 ori și de 8 ori eu aveam atunci 296. 296. 3 minus 6, fac de nou, bine, 3 minus 6 nu se poate, m-am prunut aici. 10 minus 6, 4 plus 3, 7. Mi-a Bun. rămas 1, dar nu pot să scad, m-am prunut și aici. 10 minus 9, 1 plus 1, 2. Mi-a rămas 2 minus 2, nimic, 27. Ai, tu ai pus 37 data trecută. Aici e greșit. Scăderea asta e greșită. Ai pus 37 și iată 27 este corect. Da. Vezi? O singură greșeală și tot era dat peste. Totdeauna trebuie să urmărim restul împărțirii. Restul scădere, restul de la scăderea asta. Dacă e mai mic decât împărțitorul, treaba e bună. 27.
Dacă e egal, înseamnă că mărești cu o unitate sau e greșit la scădere. Și tot pusese 3,7 și atunci am zis, hai să zicem de 9 ori, depășea. Ei, am revenit, am refăcut calculul și acum cobor pe 2. După 27 nu se poate pune 0. Nu, că n-ai cobor bine. Așa. Abia acum ai numărul ăsta, 272, poți să faci împărțirea, că ai destul, este un număr mare. De câte ori se meargă oare? De 9 ori. Merge de 9 ori. Nu merge de 9 ori. Mai, când au fost de 8 ori, au dat 296. De 8 ori, au dat 296. Tu ai 272. Atunci de 7 ori. Ia uite-te așa. Când a fost de 8 ori, ai avut la înmulțire 296, da? Da. Acum ai 272. Ai un număr mai mic decât 296. Da. Și așa, dar mergi pe 7. De 7 ori, mai mic decât 8. Da, acum cu noul marker, cum se merge? Merge foarte bine. Foarte bine se merge. Atunci poți să scrii din nou? Nu, lasă așa, lasă, că să continuăm împărțirea, ca să nu mai pierdem. Bine, data viitoare, după ce termină. Da. Așa. 7 ori 7. 49, 9, 4 minute. Da. 2 minus 9 se poate mă promuzeci, minus 9, 1 plus 2, 3. Mi-a rămas 6 minus 5, 1. 2 minus 2, nimic. 13. Restul e 13. Așa totdeauna să ai grijă mult aici. 13, care e mai mic decât 37, sunt fericită și cobor pe următor. Mai pe 3. Da, mai pe 3. Pe 3. Așa. Păi zic eu că merge 37 ori 5 și prea mult. 37, atunci ori 4, cred că prea mult, ori 3. 3, da. 3, așa. 3 ori 3, 9. Plus 2, 11. Da. 2, nimic. Da. Mai mic decât 37. Da. Acum la 41. Pe 41 încercăm, da. Acum se vede mai bine cu marca. Da, mult mai bine. Împărțit la 41. 41, da. Se vede roșu? Da. Ok. Atunci, așa. Două cifre aici. Două cifre luăm și noi. Nu putem, mai luăm una. Corect. 41 ori 3, prea nu, după prea puțin, ori 5, nu prea cred, ba, nu e bine, atunci ori 7, ori 9, nu prea. 9 depășești, nu ori 4, 36, depășești pe 32. 7 e ceva. 7 e bine. 7 ori 1, 7. Da. Așa. Deci am zis 7 ori 7. 7 ori 4, 28. Corect. Ok. Tragem linii și scădem. 3 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. Deci minus 7, 3. Da, 3. Plus 3, 6. 2 minus 8 nu se poate, mă împrumut. 10 minus 8, 2. Plus 2, 4. Da, cred că te-ai împrumutat data trecută și a rămas numai 1 acolo. Deci 2 și cu 1, 3. 3 și 6 este corect. Ia mai fă o dată să nu... Deci, stai spus, deci. 3 minus 7 nu se poate. M-am împrumutat aici. Deci, iau de la început. Deci, 3 minus 7 nu se poate. Mă împrumut aici. 10 minus 7, 3 plus 3, 6.
Aici m-am promutat și mi-a rămas 1 și nu pot. Și m-am promutat aici. Și zic 10 minus 8, 2, plus 1, 3. Așa. Și aici mi-a rămas că m-am promutat 2, minus 2, nimic. Corect. 36. Îl cobor pe 2. 36 cu 41 e mic 36, deci da. E perfectă de 7 ori. Cobor pe 2. După ce l-am coborât pe 2, am un alt număr, 362, și merg de 9 ori. 9 ori 4, 3, 6, dar mai vine din urmă 9 ori 1, 9 și nu-i bine. 9 e prea mult. 8, 8. Atunci 8, 8, 8. Ai înțeles? 4 în 3, 6, da? De 9 ori, dar... 9 ori 9, 9 ori 6, da. Da. Dădea 9, 369 și da. Corect. 8 ori 1, 8. Și cu 8 ori 4, 2, 5, 32. Da, așa. Tragem linie și scădem. Dăm în seama, se poate, mă împrumut la 6. Da, așa, 10 minus 8, 2 plus 2, 4. M-am împrumutat, aici mi-a rămas 5, minus 2, 3, aici 3 minus 3, nimic. 34. Îl cobor pe 3. Tot de 8 ori. De 8 ori, da. E perfect de 8 ori, că ai 328. Nu, nici nu mai mulțești, 328. Ai făcut-o deja mulțirea, nu? Când ai făcut cu 8, 328. Oh, corect. Fac și îmi dă 3 minus 1 spate, m-am părut. 10 minus 8, 2 plus 3, 5, mi-a rămas 3 minus 2, 1. Mi-a rămas, da, mi-a rămas. Nimic. Da? Deci n-a fost nici 41, să ne ducem la 43. Acolo pun în loc de 1, 3. 43, da. Să ștergem toată partea alaltă, că acolo. Ok. Ah, 43. Două cifre luăm și noi. Da, nu putem mai lua una. Da. Merg de 7 ori. Da, ia să vezi. Da, de 7 ori merg eu. De 7 ori, da. Da, cred. 4, 32, 7 ori 4, 28, da. 4, 3, 21, 1, nu în minte. 7 în 4, 28, cu 2 de minte, 30. Îmi dă așa, 3 minus 1, 2, 2 minus 0, 2, 3 minus 3, 22. E mai mic totdeauna, așa, ai grijă de aici. Foarte mic. Eu zic că de 5 ori. Ca 4 în 22. 4 în 22, deci, în primii 2, de 5 ori. 1 în minte, 20, 21. Da. Scad. Și dă 2 minus 5, se poate mă pun 10 minus 5, 5 cu 2, 7. Mi-a rămas 1, minus 1, nimic. 2 minus 2, nimic. 7. Îl cobor pe 3. Corect. Păi, de două ori. Ar da 86, dacă nu mă înșel, deci odată.
și zic eu că îmi dă 33. Nimic 7. Nu 0 acolo, pui 0. Că 30. Așa, că restul e 30, nu-i 3. Că la cifra 10 ori ți-o dat acolo. Corect. N-am mers, zice asta. Ne ducem la 43, de 43, ce nu urmează are? 47. De-aia acolo da. Sus, 47, 51, 51. Ca să nu vă mai uitați, ca să vă chinuiți acolo. Deci da. Acum am 47, după aia am 53, după aia am 59, după aia am 61, 67, după aia o să mai scriu eu. Da, corect. Am zis că am 47. Da. E ok că o scriu așa cu două culori? Da, 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 e foarte, foarte corect. Se vede foarte bine și scrie și mare. Prietenii noștri o să-ți mulțumească foarte mult pentru că redactezi că se poate de atent. Da. Și fac cu roșu ce cobor ca să vadă și ce coborâm, ce facem. Ce... Da, 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 da. Corect. Două cifre luăm, prea mic, mai luăm unul. Merge de 5 ori, bani. Merg mai sus. De 6 ori, hai că merge. Mai sus. De 8 ori, cred că prea mult, așa prea că... Prea mult. De 7, nu, deci de 6 ori maxim. Așa, ia să vedem. 6, 7, 4, 2, 2, 4 în minte. 6, 4, 24 și... 24 și 4, 28. Trag linii și scad. 3 minus 2, 1. 2 minus 8 se poate, mă împrumut 10 minus 8, 2 plus 2. 4. Așa. Și 3 minus 2, 1. Așa. Deci 3 minus 2 nu mai este. Că și restul ăsta să fac 141 din 300 și scad 280, nu. Acolo e 0. Că te-ai împrumutat, când ai zis 8. A, păi m-am împrumutat și eu n-am mai notat și am crezut că nu m-am împrumutat și de asta. Sigur, atenție. Ok. Îl cobor pe 2. Da. Și zic eu de... Dacă de 8 ori mi-a dat așa, că e de 9 ori, prea. Deci, cât te merge, ia încearcă 9 ori, să vedem. Prea mult. Da? O, tu îți pune 8. Că 9, 7, 63, 3, 6 minte și 9, 4, 36 și... Și cu 6, 3, 6 și cu 6, 42. Da, depășea. Ai avut dreptate. Cu 8 ori, de 8 ori trebuie neapărat. 8 ori, 7. 56 6 5 în minte și 4 ori, adică 8 ori 4, 32 și cu 5 în minte 37 cobor și scade. Da. De 2 minus 6 nu se poate mă împrumut 10 minus 6 4 plus 2 6 mi-a rămas, adică nu mi-a rămas nimic că m-am împrumutat, m-am împrumut și aici că nu pot să fac scăderea și zic 10 minus 7, 3 plus nimic, 3. Și aici că m-am împrumutat, mi-a rămas 3 minus 3, nimic, 36. Cobor pe ultimul 3. Eu zic de, nu, de 7 ori. Da, de 7, că de 8 ori a făcut 376, acum 360. Exact. Da, așa te uiți și vezi foarte rapid șmecheriile astea. Când faci mult antrenament, știi exact cum să scordonezi așa activitatea. Deci... 329, rezultatul este 3, 2,
4. Da, o făceam în minte ca să scriu deodată. 4 și 3, 4 și cu 3. Așa, 2 din 5, 3. 34. N-am mers. 47, 53. Dar vedeți cât e. Da, vă dați seama să fie mai mic decât aici, așa de mult. Așa este. Trebuie să ne ducem undeva aproape de 100. Ca să vedem așa, cred că până pe la 89 mă gândesc că trebuie să ajungem. Haideți să luăm pe 89. Ia încearcă cu 89, ca să vedem dacă ne apropiem de un număr mai. Sunt degeaba. Muncesc eu. Deci sărim peste acestea. Că el este, cum să spun, ca să vedem cam unde ne oprim, altfel nu putem sări, trebuie să luăm pe toate numerele, că s-ar putea să meargă 53, s-ar putea să meargă 59, sau știu eu. Bunar, acum la cât ai făcut? La 53? Nu. Da? Nu, deci hai de 89. Încercăm pe 89 să vedem cine. Să vedem cam până unde trebuie să ajungem asta ca idee. Două cifre aici, două cifre acolo, se poate mai luăm încă trei, adică mai luăm încă una și da. Stai. Păi stați puțin, dacă am avea de două ori, de cinci ori, na, cred că prea mult. Eu zic de patru ori, nu, de trei ori. Da. Și am așa, unde de cealaltă care? Aici. Așa, deci am 3 ori 9, 27. Da. 7. 2 în minte. Da. Așa. Și am 3 ori 8, 24. Plus 2 din minte, 26. Trei minus șapte se poate mă pune 10 minus 7, 3 plus 3, 6. Mă împrumut 10 minus 6, 4 plus 1, 5. Mi-a rămas 2 minus 2, nimic. E 56, mai mic decât 89, deci ai gândit bine, da? Da, gândit bine, îl cobor pe 2. Da. Așa. De nou, nu prea mare. Eu zic de 6 ori. De 6 ori. Așa zic. Nu știu dacă e corect sau, nu. Da. Dar îți dau cu tablă mai așa. Așa. Și avem 6, 9, 54. 54, 54, 4. 5 în mii. 6, 5, așa. 6, 9, 48. 48 plus 5 de minte, 53. Vedeți? A fost bun. Da. Dă mi se poate, nu se poate mă împrumut. Și dă mi se poate, nu se poate mă împrumut aici. Deci, minus 4, 6, plus 2, 8. Mi-a rămas 5, minus 3, 2. Iar, și aici am nimic. 28, e mai mic decât 89. Îl cobor pe 3. Okay, 3 ori 9, 27, 7, 2, 8, 24, plus 2 de 26. Minus 7, nu se poate mă împrumut, 10 minus 7, 3, plus 3, 6, aici mi-a rămas 7, minus 6, 1,
Vedeți, deci putem să încercăm că e număr prim. Deci, iată, dacă încercăm absolut toate numerele, până la 89, observăm că din ce în ce câtul este mai mic, am ajuns la 363, asta înseamnă că noi o să căutăm numerele prime ce depășesc peste 100. Dar nu avem voie să sărim peste anumite încercări, pentru că peste cea pe care, peste care încercăm să pășim, aceea s-ar putea să meargă. Și dacă cumva merge, atunci numărul care urmează să fie cercetat de noi va fi cel câtul care urmează la împărțire. Deci, cercetarea acestui număr, 32.323, această cercetare nu, cum să spun, nu putem mări ritmul, nu putem păși peste anumite numere prime pe care le avem în serie acolo. Deci trebuie să luăm pe 53, 59, 61, 67, la, pe tot, până ajungem pe 89, nu-l mai facem, că l-am făcut aici. Ideea este că am câștigat extraordinar de mult în tatonările acestea care le-am făcut, pentru că am început să avem viteză foarte mare la împărțirii, știm viteză mare și precizie. Vezi, nu degeaba te-ai gândit la numărul ăsta. Toți prietenii noștri care nu erau foarte siguri... Toți prietenii noștri care nu erau așa siguri la împărțirii și cum se facă, ei, de data asta, urmărind lecția noastră, de asta de aici, vor sfârși prin a spune, ah, gata, am înțeles tot, nu mai am eu nicio emoție. Ori de câte ori făceam o împărțire, aveam emoții. Când se cobor, ce se fac, când se pun zero acolo, ce se întâmplă, da? Și testarea asta, că la fiecare scădere trebuie să urmărim. Restul este mai mic decât împărțitorul. Dacă da, continuăm. Dacă nu, înseamnă că trebuie să mărim de un număr mai mare de ori încercarea respectivă. Și când coborâm cifra respectivă, trebuie să reacționăm repede la cât să punem. Fie zero dacă n-am ajuns la un număr suficient de mare ca să poată face împărțirea, fie să face de o dată, de două, de șapte ori, până la maxim de nouă ori ca cifră, nu? Posibilitatea asta o avem. Alesia, hai să spunem așa, că exercițiul ăsta aș vrea să mi-l prezinți data viitoare, lucrat pe caiet, deci tatonând până, dar absolut toate, mi le arăți exact împărțirile acestea, pe caietel. Asta e tema. Că dacă tu ai avut bafta asta, tu ai luat numărul ăsta. Eu nu știu. S-ar putea. S-ar putea ca numărul ăsta. Am luat numărul ăsta. Așa a fost. Uite, ți-am spus de ce. Numai așa ne-am putut perfecționa și am putut să înțelegem foarte bine algoritmul de împărțire. Vezi? Numai când muncești îți dai seama că te ce bine te perfecționezi și tu simți, ești și satisfacția asta. În afară de faptul că acum te cearcă un sentiment acela de oboseală. Este și și oboseală. Vezi, e altceva. Hai să mai spun încă ceva. Uite, acum am să stăm câteva minute de vorbă pentru că, da, sigur, te simt. Te simt să spuneți, poți să scriu tema pe tablă și data viitoare o vedeți aici pe tablă? A, dar nu pot să termin pe o tablă. Scriu înghesuit. Poți să înghesui tu și pe două pagini. Dacă trebuie să cercetezi numărul ăsta și ai și ghinionul. Eu fac de la cât am rămas? De la 53 până când ajungi la un împărțitor. Păi da, eu știu în care sunt numerele prime până la 100. Trebuie să le aflu după aia. Da, trebuie să le aflu și până la alte toate. Ce frumos ai spus, e foarte tare. Trebuie să le aflu. Eu abia le știu până la 100 și dacă pe celelalte care sunt peste 100 trebuie să le afle. Exact. E minunat, Egeșițu. Dar este și o probă de răbdare. Alesia, să știi că este atât de instructiv, Egeșițu,
Numai așa te poți, ți educi voința. Este o chestie de educare a voinței și de tenacitate născută. Vreau să aflu chestia asta. Da, vreau să aflu. Trebuie să-mi educ voința și să spun, nu ai voie, așa stai tu de vorbă cu tine, Alesia, nu ai voie să spui că ai obosit. Trebuie să termine exercițiul ăsta. Te ambiționezi și deci îți rămâne o problemă foarte importantă de a descoperi toate numerele primii ce depășesc peste 100. S-ar putea să fie, uite, dacă mă pui pe mine acum să ți le spun, nu cred că ți le pot spune, dar se găsesc, le poți găsi într-o carte, pe undeva, numerele prime, care cred că în jur de 200 trebuie să te duci tu. Ia-ți vezi tu, 200 ori 200, cam cât ar face? Ia așa să vedem, 200 ori 200. Cred că ai fugit, ai adormit, ce spus, nu mai vreau să aud din matematică, ce se Eu întâmplă. sunt aici. Ești de acolo. Ia să vezi cât face 200 ori 200. 200 Da. Să vedem până unde te duci tu. Câtă muncă trebuie să faci. 200 ori 200. 40.000. 40.000, nu? Face 4 și cu 40 ori, 40.000. 40.000. Și acolo cât ai? 32.000. Cam până la 200 trebuie să te duci tu. Undeva, deci după ce vezi numele prime de dincolo de 100, undeva te apropii la 200. Și când te apropii despre 200, câtul va fi mai mic decât 200. Și undeva acolo trebuie să te oprești. Deci tatonările tale, dacă ai ghinionul chiar să fie ăsta număr prim, se duc până undeva când împărțitorul este număr prim până în 200, adică mai mic decât 200. Dar dacă însă pe parcurs există un număr, cum ar fi 53, 59, 61, 67, care să-l dividă, să facă împărțirea exact, va însemna că câtul împărțirii constituie pentru tine obiectivul. Bun, ar dacă acum se împărțea numărul ăsta 32.323 la 89 și cât se împărțea exact. De acum spunea că 89 este un divizor și ceea ce urma să studieze era 363. Este mult mai mic în etapa următoare. Repet, dacă ai baftă ca pe tot traseul ăsta de studiu, la un moment dat să existe un divizor număr prim până în 200, mai mic decât 200. Maxim asta va fi de încercat. Dar cu ce te alege, repet, cu educarea voinții tale, o auto. Autopedreapsă mie. Nu e autopedeasă, nu o lua așa. Nu o lua așa că, uite, în astfel de situații înțelegi cum trebuie să muncești ca să ai și satisfacția rezultatului. Că dacă ți l-aș fi dat eu, ai fi spus, nu-l fac pentru că mi l-ați dat dumneavoastră și ați gândit numărul ăsta și l-ați luat special pentru că. Dumneavoastră nu dădeați așa un număr cum am dat eu. Deci eu dădeam un număr mai bun, nu? Acum dacă îl dădeați dumneavoastră, dar am vrut eu să dau. Da, dar tu știi că l-ai și mascat acolo. Când am văzut că ai luat pe 6 la sfârșit, am zis, mai măcar 2 are. Dar tu n-ai încercat să le aduni. Că dacă ziceai 6 cu 4, 10, 6 cu 4, 10, făcea cât acolo? 20. Și 26 nu se parte la 3. Deci măcar să fi luat un număr care să se împartă și la 3 sau la 9, să ai șansa să-l micșorezi mai repede. Deci, câtă vreme n-ai urmărit să-ți ușurezi munca. Deci, puteai să-l iei așa mare cum ți l-ai luat, dar să mai, în afară de 2, siguranța de divizibilitate la 2, să fie avut și siguranța de împărțire și la un 3 sau la un 9. El scădea ca în valoarea numărului. Deci din ce a fost din 5 cifre, nu? El ar fi devenit poate din 4 cifre și din 4 cifre e mai ușor să-l tatonezi decât unul lung așa care ți-a rămas încă din 5 cifre.
Extraordinar de interesant exercițiu, să crede-mă, sub aspectul acesta al educării voinței, de aceea de a înțelege că poți și trebuie. Te-ai gândit vreodată când acela, mă rog, alpinistul urcă tocmai sus pe creastă, cât e efort să află acolo cât de meticulos trebuie să fie ca în fiecare etapă să poată să prindă acea chingă de care să agațe, să înainteze și cu teamă și cu risc foarte mare. Dar și la noi a fost un risc aici. Când ne gândeam dacă cumva greșim la o. Deci atenția sporită. Toate acestea sunt niște, să spunem, Emoții? emoții, că dacă greșești la un calcul, ai stricat tot exercițiul. Da, păi și eu am Dar emoții. tu acum te strădui să greșești ca să se împarte exact. Că tu dacă greșești și se împarte exact, înseamnă că tu le-ai câtul și studiezi. Numai că dacă numărul acesta este prim, cu adevărat, ai de lucru suficient de mult. Deci ai un weekend plin în condițiile astea. Vei fi foarte fericită să ai așa o. Da, să mă chinui să termin într-o zi, în jumate de zi, fiindcă vreau să am timp liber și, în primul rând, mâine seara e Halloween. Deci, trebuie să termin. Da, sigur, sigur că eu sunt convinsă că tu îmi vei arăta, nu numai mie, prietenilor noștri, data viitoare, când hotărăști ne întâlnim, cred că luni, nu? Sau când hotărăști tu să ne vedem, va însemna așa. Că vei arăta, dacă va fi un număr prim, pe caietel vreo 3-4 pagini lucrate. Da, așa se va întâmpla. 3-4 pagini de împărțiri și atunci vei spune, sunt o profesionistă și mi-am educat voința în așa fel încât am vrut neapărat să le arăt prietenilor noștri, nu? Că tu ai acest comportament foarte bine pus, calitatea asta de voință și de ți-ai pus-o la punct. Și nu ocolește greutățile în viață, în general vorbind. Nu știm cu ce ne putem întâlni în viață, da? Și atunci trebuie să poți să spui, nu abandonez, muncesc, am voință, tu știi să înnoți? Da, știu. Oh, ia închipuiți că dacă în timp ce înnoți, undeva pe la mijloc vrei să, în afară de faptul că faci plută sau știu eu să te odihnești un pic, dar ai timp acolo să spui, e, nu mai înnot, că nu mai vreau, nu știu ce, am obosit. Nu, te duci la fund. Așadar și aici nu ai voie să abandonezi exercițiul acesta. Eu chiar când, după ce înot mult și sunt la mijlocul bazinului, dar eu nu înot la bazine unde ajung cu picioarele, adică nu, înot la unele care sunt mult mai adânc, la 1, 2, la 1 metru, la 2 metri, Oh, foarte tare. sau la 1,75 m, dar oricum mai mult decât înălțimea mea, ca să n-ajung jos. Și dacă sunt la mijlocul bazinului și vreau să zic, nu mai pot, am obosit, chiar mă pun la fund, adică chiar Păi, fac o păi scuză. vezi, păi vezi, păi vezi, păi vezi, exact și aici. Aici este o formă de a-ți educa voința exact ca atunci. Și nu poți să stai, te duci la fund. Păi, na, ce fac atunci? Deci, iată și aici. Este o ocazie în care tu îți dovedești tenacitatea și voință, se duci voința așa ca să duce gheștul la bun sfârșit. Chiar sunt foarte, foarte încântat că ți-ai ales așa un exercițiu, pentru că faci o probă a acestor calități pe care tu le-ai ascunse. N-ai fi vrut să le pui în evidență, dar iată că acest exercițiu te obligă. Și nu știu câte pagini, repet, nu știu câte pagini, nu știu nici numele prime. Practic ar trebui să faci următorul lucru. Când depășești 100, începi să iei toate numerele, alea pare nu sunt, dar pe fiecare număr în parte le iei la studiat individual și spui 113, o fi el număr prim, hai să văd,
213 ca să te accept ca număr prim, trebuie să văd dacă te împarți la 2, nu, la 3, nu, la 5, nu, la 7, la toate numele pare, nu, dar la 7 trebuie să le iei, la 11 trebuie să le iei. Și când împarți la 11, îți va da un cât mai mic decât împărțitor și a spus 113, ești număr prim și te accept. Și acum te folosesc, negheșițiu meu. Ha, ce tare! Ce tare! Este extraordinar! Deci numerele, dacă nu le găsești undeva, atunci trebuie să le descoperi tu care sunt numere prime. Deci, și știi bine că nu te cercetezi decât până în maxim 200, maxim 200. Cele pare nu, cele care se împart la 3 nu, la 5 nu, la 7 nu, la 9 nu, ai o chestie foarte frumoasă. Deci egheșițiu este minunat, minunat, minunat. Ce facem? Ne oprim aici, nu? Ai obosit? Foarte tare. Foarte obosită, da. Da, într-adevăr, exercițiul a fost frumos. Eu spun că în final ne despărțim spunându-ți ce minunat weekend ți-ai ales. Mă bucur foarte mult. Eu mă bucur de nu mai pot cam să muncesc atât. Toți te bucuri de nu mai poți, da? Bine, Alesia. Sper că ai înțeles bine cât de ce minunat în acest exercițiu vei fi o profesionistă la orice împărțire. Deci nu mai greșești la împărțiri niciodată. Eu care înainte nu vreau să aud de împărțiri, că nu. A, da, te-am simțit, să știi, dar nu n-am vrut să spun. Dar am simțit că erai nesigură și că ar fi nevoie de mult antrenament. Dar nu eram pregătit, că nu știam dacă mă accept să spun pentru data viitoare îmi faci 20 de împărțiri. Ei, tu n-ai fi vrut, n-ai zis, e rău profesorul ăsta. Nu îmi trebuie să fac eu 20 de împărțiri. Dar acum s-ar putea să faci mai mult de 20, nu? Normal. Mai mult de 20, că avem încă câte numere de făcut. Mai avem de la 53, le vezi tu câte sunt acolo, de la 53 sunt, cred că vreo 20 până la 100, iar de la 100 încolo, Da. deci sunt mai multe împărțiri, dar, repet, după ce termini pe toate, asta dacă ai ghinionul, dacă ai ghinionul, chiar să fii număr prim ăsta. Păi Nu știu. Eu zic că nu. Eu zic că nu, că nu se poate ca pe traseul ăsta să nu găsești un număr care să te conducă la o împărțire exactă și atunci sar de sus. Îmi dai telefon. Deci când ai găsit, îmi dai telefon. Dacă nu îmi dai telefon, înseamnă că muncești. Dar dacă ai găsit numărul la care să se împarte exact, adică acel număr prim, ăla va fi divizorul și tu ai pe urmă de cercetat câtul împărțirii, care e mult mai mic. Aș putea să fac un număr, un număr, A, să o iei invers. Să vezi dacă îți dă la mulți. Dar de ce îți place mai mult înmulțirea decât să faci împărțirea? O, dar nu. Uite, nu merge așa. Să spun de ce. Nu merge să faci așa, pentru că nu știi ce două numere să iei la întâmplare ca să se apropie de 32.323. De fapt, poate să fie și de 3 cifre, adică nu știu câte cifre au, adică. Da, dar vei ajunge ca ambele să fie de 3 cifre. Că 200 e din 3 cifre. Celălalt, cât tot 200, 200 fac 40.000. Da, vor fi. Da, repet, numai în condițiile în care nu se întâmplă ca în toate încercările tale pe traseu, mergând din aproape în aproape la toate numerele prime, ca să se întâmple odată o împărțire exactă. N-avem de unde ști. Decât făcând concret aceste împărțiri la mână. Nu există o altă modalitate de lucru. Și aici nici nu poți să încerci să
să faci cu calculatorul. De ce? Că eu vreau să se vadă împărțirea așa cum o... Exact, și pe telefon nu se poate găsi în modul ăsta făcut. Da, sigur că nu se poate. Nu se poate. Deci, deci ești prinsă, cum să spun, și în ghilimele spus, condamnată pentru a face la mână tot calculul acesta. Da, bine, Alesia, am sfârșit destul de optimist, nu? Într-un optimism așa, încât vei dormi liniștită și foarte încântată. Bine, ce să spun, weekend plăcut și să reușești. Să se facă, nu, să reușești să întâlnești pe parcurs, pe parcurs, o împărțire exactă, ca să-ți micșorezi măcar una. Măcar una, da, corect. Că îți micșorezi foarte mult, nu? Da. Dacă găsești o împărțire exactă pe traseul ăsta, pe urmă ți-a rămas un număr din trei cifre, că așa, acum a urmat câtul împărțire, văd că din trei cifre va fi, nu? Da. Așa? Și acele trei cifre când le iei la studiu, rapid le epuizezi. Deci numărul acel de trei cifre va fi la îndemâna ta, că le ia și le iei. Cu șapte, cu toți divizorii cei care de care am vorbit, da? Da. Am weekend frumos și o seară plăcută. Mulțumesc, la fel, la fel.